Cred că totul a fost foarte important până aici. Ne-am rugat, am cântat, l-am lăudat pe Domnul, dar cred că și ce urmează în continuare e foarte important. De aceea cred că pot spune cel mai important e ce urmează acum. Citesc din Biblie. Și ce citesc acum sunt cuvinte pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Biblie, dar ele sunt rostite chiar de gura Mântuitorului nostru, de Domnul Iisus Hristos. Și ca și când l-ați auzit pe Domnul, cartea asta are un specific al ei. Ori de câte ori citim în ea, autorul e lângă noi. De aceea întotdeauna mi-e frică nu de ce zic oamenii când vorbesc, nici de frații care m-au invitat. Am emoții pentru că cel care a rostit aceste cuvinte e aici între noi. De aceea vă cer ca și când ați auzit vocea Domnului, primiți aceste cuvinte în inimă și Domnul să le lase să fie dulci și gustoase pentru noi. Marcu, capitolul 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea: ascultați, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat rod, care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat din ei. Tot așa,
și cei înfățișați prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Unul 30, altul 60 și altul 100. Amin. Doamne, Tată al cerului și al pământului, pentru că aceste cuvinte au fost rostite de Fiul Tău și de 2000 de ani acest cuvânt a avut putere, fă-l și în seara asta să aibă putere. Amin. Și eu îți mulțumesc pentru felul în care vei vorbi poporului și în această seară, pentru gloria și slava Ta, Doamne. Și dacă cineva căutător sincer de Tine e aici în această seară și își dorește să aibă o întâlnire cu Tine și să fie roditor, ascultă-L și ajută-L, Doamne. Și eu îți mulțumesc. Amin. Vă invit să vă așezați. Frați și surori, noi am venit în seara asta aici, am venit cu Marius și cu Dana, am fost deja la Cuscrimei, la Huluban, nici n-am slujit și ei deja ne-au răsplătit, am fost primiți bine, ne-au arătat multă ospitalitate. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați primit aici și ce am spus și la început, o să mă străduiesc să nu dezamăgesc pe Domnul. Mi-e frică de El. În ce sens? Că de multe ori poți să fii preocupat ce zic oamenii, ce prinde la oameni, ce le place. Dar mă gândesc ce trebuie să mă gândesc. O să fiu suficient de înțelept ca să mă cobor, să mă cobor, să dispar și să ziceți când am plecat de aici, a fost Domnul. Că să știți, farmecul locului ăsta nu-i numai dacă oamenii zic a fost har și nu știi ce să spui la oameni. Cum a fost la adunare? Fain! Ce-a fost? Har! Ce? Nu știu. Sau când poți să spui oamenii, am fost și-a fost Domnul. Iar n-ai ce să spui. Domnul s-a uitat odată la o mulțime de oameni. Posibil să fi fost o mulțime gură-cască. Că n-o mai încăput între ei, o trebuie să-i duc o corabie, o împins corabia undeva în larg și a început să le predice. Și predica pe care a ținut-o a fost în felul ei. Adică nu știu ce procente erau sămânța pe un pământ, al doilea, al treilea, al patrulea, dar să-ți dai seama că numai într-un pământ a prins. Bine. Pentru că nimeni nu merge la sămânat și să se gândească, dacă răsare la primăvară, să știți, și eu sunt om de sat, nici măcar de comună mare. Nu s-a întins, văd că Timișoara peste voi. Și m-am uitat la plapuma de grâu.
orz. Nimeni nu zice grozav să bage plugul. Trebuie să crească. Nimeni când e spicul în floare nu duce combina să-l treiere, ci trebuie să aștept să se aducă rod. Pilda asta e pilda provocării la rodire. Și Domnul a zis, trei degeaba, fără rod. Și o parte, o să fi fost 80% ăia, dar tot a fost și ăla. Nu știu cât e procentul, că nu se dă procent. Dar un timp, nu a fost năcas când pleacă oamenii afară când predic. Un timp. Acum mă bucur. Dacă mai enervez câte unul și văd că pleacă, pentru că în cele din urmă trebuie să te gândești că nu-i vorba despre semănător. Și eu sunt semănător și dacă vă supărați, cam asta mi-e rolul. Nu trebuie să fiu preocupat unde cade sămânța. Aia trebuie să fie preocuparea voastră. S-ar putea să o mânce păsările pe loc. S-ar putea să vă placă și să meargă un pic. Să nu se întâmple nimic cu ea, fără rod. S-ar putea să mai meargă un pic și să n-aducă rod nimic. Că să vă spun pilda asta, nu-i pentru prieteni, dar pentru toți și pentru ei. Pentru că de fiecare dată când vii înaintea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu e sămânță. Și Domnul ne-a trimis să aruncăm. Și dacă nu o să zică nimeni, a fost grozav, eu tot ies bine, că am aruncat toată sămânța. Un singur lucru mi-am dorit în viață. Când pornesc predica, știu, frate Liviu, m-am rugat Domnului să-mi spună un lucru, când s-o termin. Știți cum e? Dacă îți dă Domnul sămânță, și bine să știi, am în seara asta sămânță, bine, atunci să arunci sămânța. Și cui îi place? Frate, dar n-ai mai zis. Atât a fost, nu mai... Aici începem numai așa, facem numai joc de mână, nu mai este sămânță. Că dacă n-ai sămânță, dai numai cu mâna, nu iese nimic din mână. Sau, datorită unor oameni, să n-am curaj să arunc sămânța. Și mulțumesc Domnului pentru final, că mi-a spus ceva când să termin. Și nu voi fi niciodată influențat, mi-am zis, nici de cei care au zis, măi, dar mai puteai zice un pic. Nici de cei care au zis prea mult. Domnul Iisus a zis, semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Vedeți? Și la tălmăcirea pildei, versetul 14, semănătorul seamănă cuvântul. Dar auziți ce zice Domnul înainte de tălmăcirea pildei? Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară de numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Dar cum? Următorul verset, 12. Pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă. Mă vedeți? Și câte unul zice, eu nu te văd, ia-ți mâinile de la ochi, le ia. Mă vezi? El a închis ochii. Măcar că aud, să n-audă. Domnul a zis, cine are urechi? Vedeți ce urechi mare am eu. Înseamnă că-s mai ca alții. Știu că am urechile mari și de când nepoțicul a venit la mine să rugă că și bunicule, ce urechi mare ai. M-am uitat în oglindă, m-am speriat. Aia nu înseamnă că auzi. Surdă-i nu cine nu aude numai. Surdă-i cine nu vrea să audă.
Orbii nu cine nu vede numai, orbii cine nu vrea să vadă. Dumnezeu ne-a dotat cu 5 simțuri, de 2 v-am vorbit. Auzi cu urechile, vezi cu ochii, miroși cu nasul, ce parfumule. Ce mireasmă ți intră ție acum în nări. Ce simți? Dulceață? Mai zice Domnul de simțurile astea. Și ce pipăi în momentul ăsta? Ce au zis apostolii? Ce-am pipăit cu mâinile noastre? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu se seamănă. Și dacă acest cuvânt găsește drum, du-te vino, cap ocupat cu orice, minte plină de orice, dimineața trezit, obosit, toată ziua fugărit de viață, seara, și mai tragi plapuma pe cap și nimeni nu știe ce se întâmplă în capul tău și cu ce adormi. Și vii aici bătătorit. Și-ți place cuvântul. Posibil mâine să te întrebe cineva, de unde s-a citit? Nu știu, frumos o predica. Ce-o? Dumnezeu știe. Prima dată pentru oameni fără inimă, prelucrată de ei, pentru că înaintea lui Dumnezeu să vină cu inima pregătită, afânată de tine. Tu trebuie să te pregătești pentru seara de evangelizare, nu să te gândești cine vine, câți vor predica, ce vor predica, ci trebuie să-ți pregătești inima, că dacă inima ți-e drum, vine diavolul și ca pasărea, ciugulește toată sămânța și s-a dus. Mă, și-a mă plăcut cântarea lui frații ăștia, dar ce ori cânta? Păi Dumnezeu știe. Nici melodia nu știu fluiera. Vi s-a întâmplat să se producă sentimentul ăsta după o întâlnire cu Domnul, ori de biserică, ori în altă circumstanță de viață, în care să fie atins, să știi că a fost Domnul și să nu știi absolut nimic despre El. Nimic! Am fost și... mai bine am fost. Am fost la Agriș odată și am predicat și a venit o soră. Și cum a fost la adunare? Fain, așa a predicat fratele Dudu, dar ce-o predicat? Nu știu, nu m-am plâns. Nu trebuie să-ți amintești că ai plâns. Sămânța care cade lângă drum are de vrăjmaș pe Satana, care vede că nu a intrat în inimă. Ai auzit-o, ai văzut-o, ai mirosat-o un pic, ai gustat-o, ai pipă. Da, bine, bine, bine. Și când nu-i nimic, pentru că nu ai fost pregătit. Înaintea lui Dumnezeu se vine pregătit. De aici este o cursă și un drum până la inimă. Ce văd ochii? Că începe să-ți placă, duce spre inimă. Ce aud urechile, îți place, duce spre inimă. Că aici se duc tot ce înseamnă sentimentele noastre, simțirile noastre, se duc și le macină cineva. Și dacă drumul ăsta nu-i drum curățit și pregătit, de aici se fură tot. A doua categorie, auziți ce spune cuvântul Domnului? O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, dar când a răsărit soarele, a pălit. Și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Asta era pilda. Și ce putem să înțelegem? Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 16. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, țin până la o vreme și cum vine un necaz, și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului.
să leapădă îndată. Nu mi-l trebuie! Să vă spun, ultimul botez la noi, 2 săptămâni în urmă, mai ales a fost, nu? Și s-a botezat o femeie care s-a eliberat din pușcărie. O să ajungem și acolo, că ne așteaptă Domnul. Și plină de bucurie a venit să-i promită Domnului. Are un băiat, nu mai are familie, un băiat. A avut 9 ani și ceva și s-a eliberat la 4 ani și vreo 7 luni. Și a chemat băiatul din Anglia și a spus, știi, mama ta s-a eliberat, aș vrea să ne întâlnim. Și el i-a promis că vine cu prietena, concubina lui. Și a venit în țară. Și i-a spus, o să-ți fac cea mai mare surpriză a vieții. La ce? Nu că nu ne-am văzut de atâta timp. Vino în Arad, în Michelaca, și o să mă vezi în haine albe. Pe mama ta care ai știut-o, că a făcut lucrurile care le-a făcut și a intrat în pușcărie, Dumnezeu a schimbat-o. Eu am acceptat să mor. În mine a intrat o sămânță dumnezeiască și eu voi crește și voi învia pentru o împărăție și voi face rod acum pentru Dumnezeu. Și băiatul zice, ce spui? Mă botez. Mamă! Ia, mă botez. Am fost supărat când te-ai dus în pușcărie. Azi îmi faci un necaz mai mare ca atunci. Și nu a venit să o vadă. Sămânța o căzut, o primit-o cu bucurie. Dar vine necazul. Vine prigoana din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Nu ne caz că ne dor spatele sau știu, am muncit prea mult sau... Ci din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Spui oamenilor, eu nu mai fac asta. Dar ce nu mai faci? Tu chiar nu mai fumezi, nu, nu mai jur, nu. Prima dată zic oamenii să știi că bine ar fi. E în momentul în care chiar nu mai faci, oamenii se enervează. Dar de ce se enervează? Ce au oamenii cu noi? Tot timpul despre, băi, tutunul ucide, da, 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 alcoolul face sărăcia, drogurile, toate-s rele, da. Dar de ce? Și ce au oamenii cu noi? De ce nu te laudă nimeni dacă te-ai pocăit? Știți pentru ce? Pentru că Dumnezeu a aprins o lumină. Și asta face lumină în jur. Și Biblia spune, și pentru că nu alergi cu ei la același potop de desfrâu, oamenii te vor... Prigoni. Adică, hai mă, bea și tu. Nu beau. După ce el bea cu un pic și, bă, tu i-ai râs acum de mie că m-am îmbătat? Nu mă râd de tine. El înjură. Și tu dai, nu jur, nu. Păi ai voi, pocăiți-vă și omorul, de ce? Pentru că tu ești scandal să te binecuvinteze. Pentru că în ei se face ceva care e o judecată a lui Dumnezeu și asta e necazul. Prigoana din pricina cuvântului lui Dumnezeu, că Iisus a zis să nu credeți că am venit să aduc pacea, am venit să aduc sabia, eu am venit să despart în familie. Drumul spre cer nu e un drum în care oamenii să aduc flori ca la botez. Eu m-am uitat la ei și am zis, la voi cine-i? Și a spus, cu mine nu-i nimeni. Duminica nu știu când de Florin se botează Mario. Ăsta trebuie colegii, vin și eu zic, două brațe de flori. Dar vine unul care nu vine, nimeni cu el. Și întreb pe tine, cine te așteaptă? Nimeni. Și tu ce faci? Mă duc în pustiu. Ce vei face cu cuvântul? Când va veni necazul, te vei lepăda de sămânță? Sau vei ține să crească ca să aducă rod? Asta e întrebarea Domnului. Să aducă rod. Unde o mâncă păsările, ăla nu mai știe nimic. Zice, băi, tu n-ai auzit cuvântul, eu l-am uitat. Ce să te ceri cu ăsta? Ăsta l-a venit.
Dar interiorul lui acum trebuie să facă rădăcini. Și zic că eu mă ancorez în Domnul și zic, Doamne ajută. Uite ce spune cuvântul Domnului. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. Și nu a dat rod. Dar ce trebuie? Trebuie să aducă rod. Citim explicația Domnului Iisus Hristos. Aici sau alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini, 18. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele acestei lumi, care neacă cuvântul și îl face fără rod. Exteriorul. Așa, ce-i cu planta asta de are dușmani acum și în exterior? Că partea cealaltă era dulceața pocăinței, la care vă amintesc că dacă te pocăiești, trebuie să înveți să renunți la dreptate. Când te pocăiești, nu vei avea în veci dreptate. Iisus a fost provocat, apără-te! Și era drept. L-or bătut să vorbească și nu s-o apără. Pocăiții trebuie să renunțe la dreptate. Ei nu vin în veci la păstori, în vecii vecilor. Ei nu se duc în vecii vecilor la tribunal. Ei au învățat să rabde. Doi, ei nu știu de răzbunare. Niciodată nu s-au gândit că dacă cineva îi face rău, trebuie să-i pune și el o piedică cumva. Și sau măcar să-i arate la cineva că și el se bucură. A ajuns cineva în spital, a fost diagnosticat cu cancer și un frate a zis, m-am gândit eu! Ce te-ai gândit? Dumnezeu Iisus. Și am zis, de acolo trăsnește. Nu te juca. Pocăiți, nu numai că nu își cer dreptate, ei nu se gândesc la răzbunare. Ei nu se bucură de rău. Ei nu știu că îl merita. La un frate i-au murit doi copii. Imediat înspre Șimand, la intersecția cu Sântana și Curtici, pe drumul ăla drept, un băiat și o fată veniți de afară, amândoi au murit acolo. Și tata a ajuns și el acolo. Și cineva l-a întrebat dintre cei care erau acolo cu consolările, nu știu ce era aia. Unde a fost Dumnezeul tău când mașina s-a izbit de pom? Și pe fata asta nu mai pot scoate de acolo, era ruptă. Aveți foarte mare grijă că sămânța asta cade. Fiți foarte atenți la necaz, fiți foarte atenți la prigoniri. Dar fiți foarte atenți ce spune Domnul aici, că bogățiile, grijile lumii prima. Sămânța asta poate fi năpădită de grijile lumii. Posibil vreo unul dintre dumneavoastră să vă fi gândit astăzi, nu numai să vă rugați pentru cineva, să vorbiți cu cineva, să vină la evangelizare, să sunați un frate care nu a fost, sau mă rog. Luni și marți am trăit un lucru care mi-e condamnare acum. Și luni și marți am fost la Arad, la biserică. Și tot pe la aceeași oră, două, trei, am ieșit afară, în fața bisericii. Odată am condus pe cineva care a fost la mine în stat de vorbă cu el și am văzut un om fără piciorul stâng. Mergea în cârje. Făcea cam 6-7 pași, un pas. Se arunca în cârje, mai zic, răul mă, fără un picior. Am intrat iar, v-am în două picioarele. Mâine zi, marți, am ieșit afară, am stat de vorbă, același om în același loc. Venea de pe strada Radnei, să mergea pe strada noastră, pe Renașterii, și iar l-am compătimit.
m-am despărțit de cel care am fost, el a plecat, nu știu omul ăsta unde s-a dus, dar au trecut pe lângă mine, pe cealaltă parte, stradă largă, ca aici la voi, în Ghiroda, largă, largă, acolo unde a fost în Cusru. Și după ce m-am dus în birou bisericii și am stat și m-am gândit, parcă cineva o smulg ceva din mine. Când am fost afară, cineva mi-a zis, dar nu am, nu bagi în seamă, ai urechi, dar tu te întreabă cine? Se întreabă, n-are nevoie de ceva, poate merge să-și ducă pâine, nu-i duce nimeni pâine la omul ăsta, poate n-are pe nimeni. Dar am auzit așa. N-am făcut nimic. Când am ajuns în biserică, am simțit așa că am pierdut. Am ieșit afară și n-am mai văzut niciodată pe om. Am lansat la toți în zonă, dacă cumva îl mai vede cineva să-mi spună să-l văd, să-i spun că îmi pare rău. Dar să știți că grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, poftele altor lucruri, te fac să nu veghezi la rodirea ta. Și dacă s-a dus, n-o mai poți întoarce. Care de aici se duce la cireșe acum așa? Mai dacă ar mai fi rămas niște cireșe, niște caise, nu mai este. Vremea și s-a dus. Auziți? O faptă își are rânduială. Ca să provoace mila Dumnezeu, are un om fără un picior. La noi în Dud, un băiat, ca să primească sărut de la o fată, s-a urcat într-un prun și de acolo sare să atingă un fir de curent, că dacă numai un fir îl atinge, nu se întâmplă nimic. Și n-a știut ce se întâmplă. Când s-a mișcat pe creangă, creanga a căzut spre fir și l-a venit acolo pe două fire. Și și-a pierdut mâna asta complet, și-a pierdut urechea, nu mai are, acum e destul de desfigurat așa în partea stângă. Și după ce s-a vindecat, amăgit de, nici nu știi dacă o fată vrea să primească un sărut, dacă te prinzi un fir de curent. Numai după ce te droghezi, ce poți să mai știi? Faci orice, atunci ești curajos. Așa fără mână s-a căsătorit. Și am zis către el, auzi, tu ce poți face acum? Să-ți arat ce fac acum. Luați-mă pe mine să predic pe stradă și în piață. Și s-a dus cu tineri de-ai noștri. Și o stați să vă spun ceva. Cândva am avut o mână, nu mai am, am avut o ureche, nu mai am. Am avut un stăpân care m-a prostit să mă arunc pe un fir de curent. Și în loc să mă apere și să mă facă, uitați ce am ajuns. Pe toți oamenii îi prinde cu cârligul ăsta. La oricine vrea să stea de vorbă, l-am dus la tineret, peste tot. Ne să ducem în față și... Deci, hai. Aici nu-i mână. Aici nu-i mână. Aici a fost o ureche. Sunt lucruri pe care diavolul ne minte. Grijile lumii. De câte ori întârziem la toate, că nu ne mai gătăm cu grijile. Și nu le gătăm lucrurile niciodată, așa-i? Înșelăciunea bogățiilor. Orice om când și-a făcut o casă, mai pus eu pe la oameni care își fac case, și ce comun au? Băi, te duce extraordinar, wow! Ce culori, ce aranjament, ce mobilă, ce design în interior, ce... Știți ce spun toți? Ei, dacă aș mai face o dată, n-aș mai face așa. Chiar că... Băi, ce... N-aș mai face așa.
o nuntă. E, dacă aș mai fi o dată mireasă, altfel de așa. După ce te trudești în șelăciune, astea nu-ți aduc mulțumire, pofta păcătoasă a lucrurilor înneacă cuvântul. Înneacă cuvântul. Ați văzut cum e cu primăvara acum? Căpălim, săpăm pământul, punem straturile, punem sămânță bună. De unde iese spini și pălămidă, nu știu. Primele care ies lângă sămânța bună e sămânța sălbatică. Cât plantăm în noi bunul, dă năvala rău. Și Domnul, tăiați lăstarii ăștia de amărăciune, aveți grijă. Nu uitați, nu se aduce rod când oamenii se lasă purtași de grijile lumii, nu de grija să placem Domnului. Bogățiile care nu le pierdem, ni le fură bogățiile înșelătoare. Poftele care sunt păcătoase strică plăcerea de lucruri bune și Dumnezeu ne spune, asta neacă. Și sămânța pe care vine Domnul și o seamănă, se duce un pic, se duce un pic. Nu-i necaz, dar vine necazul de afară. Adică ce? Doamne, dă-ne de lucru, Doamne, dă-ne servici, Doamne, și ne dă Dumnezeu. Ne dă un servici, serviciul vine cu ori suplimentare. Apoi nu ne mai mulțumim și o luăm pe lumea asta. Și apoi un alt păcat, de a vă lua bani împrumuși de concedii. Câte necazuri, câte pofte nesăbuite a lucrurilor ne înrobesc și uităm că astea nu ne mai lasă să fim lângă Domnul și că lucrurile exterioare înnăbușesc cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul ăsta n-aduce rod. De ce n-aducem rod? Pentru că ce în afară vine peste noi. Și Domnul a spus să aveți grijă. Și închei, 4, cuvântul spune, alții sunt înfățișați în sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, ca toți ceilalți. Îl primesc și face rod. Nu bine. Unul la unul. N-ar arunca nimeni sămânța cu unul la unul. Hai să vă spun ceva, să nu vă înșelați. Nimeni, dacă are un bob de grâu din care poate să facă plăcintă, tăiței, nu mai să-l arunce, să iasă încă un bob. Ce rost are? Ar terenul, discuiești, sameni, săpi, îngrijești, îngrijești, veghezi, Doamne, căldură, Doamne, ploaie. Și stai cu tătul. Domnul zice, 30, altul 60, altul 100. Ce vreau să vă spun? Știți, câteodată ne gândim că să facem fapte și unii cred că faptele ne aduc mântuirea. Să știți că faptele nu mă fac dovada mântuirii. S-a încercat un pod acum la noi și au încărcat mai multe mașini și le-au pus toate pe pod. Și au venit și m-a zis, ce faceți, domnule? Facem dovada că podul ăsta nu se rupe. Podul ăsta rezistă dacă pe el vin bascule încărcate, toate la capacitate maximă, una lângă alta, noi vă facem dovada că nu se rupe. Mântuirea nu-i prin fapte, dar faptele fac dovada că ești mântuit. Ce vei face acum? Dumnezeu știe. Și eu mă întreb ce o să fac mâine, de exemplu. Primi mesaj, azi n-am fost la Timișoara, la Popa Șapcă, rușine mie. Fiecare vineri, o dată pe lună, mi-a zis, vin la Popa Șapcă aici, la frați. Cel mai greu e la
la ei când te duci să începi. Cum să începi? Fratele, predică! În 176 a fost când am fost acolo. Iubiții mei, în acest fel, felul psihologii, ofițerii de acolo, văd cum te raportezi, ce înveți? Dacă zic, iubiții mei, bă, mintea lor, ești cu... Frații mei! Foarte greu de pornit. Asta, totdeauna mă gândesc, Doamne, ajută-mă să încep, să-i dăm un cârlic, să-i prind, dar nu până adresarea, iubiți frați, surori, dragi prieteni, ce facem? Acolo, cum te faci ca ei? O zi dimineață am primit mesaj, să nu uitați, ne vedem la penitenciar, mergem la pușcărie. Ce căutăm noi acolo? La Domnul Iisus. Când a fost Domnul în pușcărie? Dar bă, tu nu știi. Nu știi că dimineața, la ora 6, l-au condamnat la moarte pe viață pușcărie. Asta a fost sentința lui, pe viață pușcărie. Și au zis, dar de cât să-l mai ținem în pușcărie dacă tot e condamnat la moarte? Mai avem doi, i-am ținut, n-am avut timp să ne ocupăm de ei, o mai scos doi și cu el împreună l-au răstignit. El era pușcăriaș, el a murit cu pușcăriașul. Dacă îl întreb, și cum ți-ai petrecut ultimile ceasuri? Cu pușcăriașul. Unul era la stânga, unul era la dreapta, acolo a fost. Am văzut o listă foarte mare cu bolnavii. Să nu se supere frații pe mine. Și noi o punem de ochii câteodată fariseilor. Bolnavii nu să te rogi pentru ei. La bolnav trebuie să te duci acasă sau în spital. Cei mai mari farisei suntem când venim aici și îl trimitem pe Iisus unde nu ne ducem noi. Ascultați-mă toți. Ăsta nu-i locul de unde îi spui lui Iisus pe unde să meargă, că tu nu vrei. Câte durere pentru el să țină un orfan. După 2 ani am predicat la urechile unui copil. Noi să venim pe la voi. Și-o zic către mine, frate, vreau să spun ceva. Asta am auzit-o în urmă cu 2 ani și un pic. Când a murit tata, nimeni nu a venit pe la mine. Cu soția mea. Ea poate nu-și amintește că ea a fost prinsă. A fost la cineva în familie. Și a venit fata de la școală. Și când a venit fata de la școală, a venit toată mâna așa, era mai micuță, prinsă cu Mariana, așa s-a lipitea. Și Mariana a făcut așa cu mâna în păr. Și a început să plângă. Și a zis, mă, tu de ce plângi? Ce cu tine? Așa, printre plânsul, a zis, de când a murit mama, nimeni nu mi-a mai făcut așa. Câtă mângâiere îi cerem Domnului să facă și noi nu rodim 30, 60, 100. Astăzi m-am dus, de la 30 începe. Că nu știi să faci toate lucrurile astea. Ascultați-mă, noi nu știm să facem toate, că nu identificăm pe toți. Dar pilda asta provoacă la rodire. Ce-a făcut Domnul? S-a obosit acum, termina predica, seara se făcea coloană de bolnavi, vindeca pe toți și mai venea câte unul și îl s-oprea. Ajungea ucenicii să culca, el zicea noapte bună, se ducea în câmp și se ruga. Dimineața el îi trezea, hai să plecăm, că ne așteaptă mulțimile. Cuvântul lui Dumnezeu, semănat, trebuie să rodească, iar semănătorul nu risipește, dar dacă în tine nu va intra, diavolul va fura. Dacă necazul sau prigonirea te saturi, eu nu mai vreau să fiu așa pocăit, nu, eu nu mai vreau așa, eu nu pot renunța la dreptate la mine, dacă zice și eu zic înapoi și dai jos cu pocăința de pe tine. Te lapezi de cuvânt.
tu nu rodești. Dacă cuvântul lui Dumnezeu venit în tine e înnăbușit de lumea asta și ești un om lumesc care ai aspirații ca toți oamenii din lume, care trăiești pentru lumea asta, cuvântul lui Dumnezeu e necat în tine și tu nu aduci rod. Dar dacă ești aici și inima ție bună și sensibilizată, acum tu o să zici și eu vreau să rodesc. Ca să te bucur, Doamne, pe tine. Și dacă m-am dus odată, mă duc a doua oară, mă duc a treia oară, mă duc a patra oară, mă duc a 50-a oară, mă duc a 100-a oară. Dacă nu vine nimeni, nu mă mai duc. Ți s-a întâmplat vreodată să zici, nu mă mai duc, deci aici nu vine nimeni. Hai la rugăciune, nu vine nimeni. Mi-a spus unul, nu-mi vine să mă împărtășesc, deci la noi nu se împărtășesc cu oamenii. Bă, dar închide ochii, m-am zis, închide ochii, stai la masă și tu cu Domnul, mă. Lasă-i pe celălalt, pune-te la masă, închide ochii, Doamne, m-ai chemat la masă, m-ai pus aici, tu-mi dai mâncare, Doamne, ce bine, mulțumesc. Ce ai treabă cu oamenii? Acum va trebui să luăm o hotărâre. Nici nu mă gândesc că mă ascultați. Auziți? Nu pot să cred că pentru că Iisus a spus că o parte din sămânță a căzut în pământ bun, că multa probabil ori mâncat-o păsările, satana, că multă sămânță pocăința n-a mai ținut-o, că pocăința trebuie să te țină. Asta-i seva, ăsta-i pământul, ăsta-s rădăcinile care se adâncesc când nu mai vrei dreptate, când nu mai vrei răzbunare, când ești capabil să te rogi și să iubești vrăjmașii, să binecuvintezi pe cei ce te blastămă. Asta e adevărata servă, atunci se adâncește și tu rodești. Și omul ăla mâncă de tine. Și încheie, ne rugăm, da? Când eram copil, am fost și eu copil, și am fost ca toți copiii. Ne-am suit într-un cireș. Și noi n-am știut că trebuie să ne suim tăți. Puteam să ne suim pe rând. A fost un cireș mai tânăr un pic. Ne-am suit vreo 6-7. Și fiindcă de pe o creangă se putea lua cel mai bine de pe altă creangă, ne-am urcat vreo 4 pe ea. Și tot... Deodată creanga s-a rupt. Am căzut jos acolo peste un câine legat acolo. Și ne-a bătut tata. Asta a doua o țin mai bine minte. Când a văzut vecinul cum ne-a bătut tata, au zis că trebuie numai să vă spun ceva. Anul viitor nu o să mai puteți mânca cireșe din partea asta, că l-ați rupt. Dar dacă vă mai trebuie și mere sau ceva, mă veniți aici, le culegem cu grijă. Dar tata nu mă lasă, ăsta nu știu el îndă. Dar să nu luați cireșe de la nimeni! Așa s-a întâmplat. Am văzut oameni care dau cu pietre după mere, care rup pomi. Am văzut oameni care calcă grâu să meargă să culeagă neghină. Am văzut oameni intrând pe neghină, macia din lanurile de grâu, care e în floare. Atunci își fac buchet și calcă atâta grâu în picioare. Rodul se face în durere și se coace în pleavă. Am zis, bobul se coace în pleavă. Pricepeți, vă rog, că Dumnezeu ne cheamă la o viață cum o vrea El. Și am trecut. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Doamne Iisuse, cuvântul ăsta al Tău să ne așeze în locul în care să Te putem vedea pe Tine. Și sămânța asta a Ta să găsească o inimă bună. Și am vrea să pot spune și despre noi că am rotit. Iartă-ne că nu mai avem roade. Și pentru că nu mai avem roade, ne rugăm la nesfârșit pentru nemântuiți, trimițându-Te pe Tine la ei
și nici măcar nu vedem că Tu ai părăsit cerul să vii la nemântuiți. Noi din casele noastre, din bisericile noastre, din confortul nostru, Te trimitem pe Tine pe străzi, pe la oameni prin case, iartă-ne că ai vrea să avem rod. Lumea asta e flămândă după neprihănire și neprihăniți. Și de multe ori pentru că atunci când ei iau, nu iau cu grijă și ne doare, nu mai vrem să oferim nimănui nimic, iartă-ne pentru aceasta. Închei rugăciunea rugându-Te pe Tine, Doamne, prezintă-Te aici. În ziua încoronării Tale, când de bunăvoie Ți-ai întins mâinile, când nu Te-a deranjat că niciunul din cei pe care I-ai vindecat n-a zis, nu mai loviți, când niciunul dintre ucenici care au fost lângă Tine și s-au jurat că nu Te vor părăsi, n-a fost lângă Tine, când ai stat între cer și pământ și oamenii se râdeau și Te batjocoreau, n-ai zis că nu mai mori, că n-ai pentru cine să mori. Ai rodit acolo mântuirea și ai adus-o pentru noi, Doamne, ca să înțelegem și noi că Tu Te-ai prezentat ca model de rodire în cea mai mare durere, că ai adus mântuirea în cea mai cruntă suferință și în înfrângere. Doamne Iisuse, Te rog, fă-ne în seara asta să Te cunoaștem pe Tine și dacă cineva sincer Te caută pe Tine în această seară și dacă cuvântul Tău a atins inimi care sunt pregătite, afânate, teren prelucrat, Doamne, fă să se rodească! Te rog să ajuți ca cuvântul acesta să aducă rod, că rodul ăsta e spre slava și gloria Ta și îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei lucra. Și mă închin înaintea Ta. Îți mulțumesc că ai fost aici prezent și că acest cuvânt al Tău va schimba inima noastră, că orice cuvânt care vine de la Tine are în el putere de schimbare și a Ta fie slava și cinstea, acum și în veci. Amin.